De la începutul anului și până în prezent, în raionul Nisporeni s-au produs 62 de incendii de vegetație și resturi menajere. Flăcările au mistuit în jur de 200 de hectare de iarbă uscată. În acest context, angajații secției situații excepționale Nisporeni atenționează cetățenii despre riscurile în perioada caniculară. Avertizarea specialiștilor vine în contextul anunțării codului galben de căldură pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 7-9 august în Republica Moldova, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între +33 +36 de grade Celsius. În aceste condiții crește riscul producerii incendiilor de vegetație, iar pompierii îndeamnă cetățenii să respecte regulile antiincendiare și să nu aprindă resturile menajere. Mai mult, specialiștii recomandă să nu fie aprinse ruguri pe timp de odihnă în spații forestiere. De la vegetație uscată, flăcările se pot propaga în fâșiile forestiere, la care putem avea incendii în păduri. Se pot propaga asupra altor elemente constructive din gospodăriile cetățenilor, unde putem avea alte incendii din sectorul locativ, cu pagube materiale, precum și pot surveni cu daune la viața și sănătatea oamenilor. Pentru a evita astfel de cazuri, cetățenii sunt rugați să nu utilizeze focul deschis în apropierea de câmpuri unde este vegetație uscată, mai ales când bate vântul puternic. Să fie prudenți atunci când fumează. Copiii trebuie să fie supravegheați, mai ales în privința ce ține de joaca cu focul. În caz dacă totuși s-a întâmplat un astfel de eveniment, apelați la serviciul 112 pentru a lichida și a nu răspândi focarul de ardere de vegetație în continuare. Totodată, angajații secției situații excepționale Nisporeni recomandă persoanelor prudență maximă la scăldat. Oamenii sunt rugați să meargă doar la bazine acvatice amenajate cu stații de salvare și să evite consumul băuturilor alcoolice. Specialiștii îndeamnă maturii să supravegheze strict copiii și să nu le permită scăldatul de unii singuri. Părinții sunt rugați să supravegheze copiii privitor la faptul că aceștia să nu plece la bazinele de apă din pe teritoriul raionului. Aceste bazine, în primul rând, nu sunt dotate cu stații de salvare și careva personal care poate acorda un careva ajutor într-o situație de NEC. Anul acesta avem un caz de NEC în satul Grozești. Un cetățean plecând la pescuit s-a necat în prutețul din în urma scurgerii râului Prut. Menționăm că în acest an, în raionul Nisporeni, au izbucnit 23 de incendii în casele de locuit. În urma acestora, o persoană a decedat, iar o femeie din satul Zberoaia și-a pierdut viața în urma unei explozii a buteliei de gaz.